Comisiei de doctorat. Bună ziua, stimată audiență! Deci, astăzi, 4 octombrie 2024, avem o zi foarte importantă, susținerea publică a tezei de doctor în Școala Doctorală de Științe ale Naturii a Universității de Stat din Moldova. Deci, la ordinea de zi avem teza, tema. Interacțiunea antioxidante dintre unii compuși fenolici și acizi organici din struguri, contribuție la formarea ecovaleologică a tinerilor specialiști. Specialitatea 145.01 chimie ecologică și teza a fost elaborată de către doamna Vico Crina. Deci ea aspiră pentru titlu de doctor în științe chimice. Data și locul desfășurării și ținerii publice a tezii, iată ce avem noi astăzi, a fost confirmat sau a fost luat hotărârea, a fost stabilit la ședința Comisiei de Doctorat din 16 iulie 2024. În afară de aceasta, deci Vico Crina, conform metodologiei, a expediat pe site-ul ANACEC raportul de similitudini, teza și rezumatul tezii în limba română și engleză. Deci astfel, noi suntem astăzi la susținerea tezii și comisia de doctorat este aprobată la 24 aprilie în următoarea componență, 2024, în următoarea componență. Gonța Maria, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, președinte al comisiei de doctorat. Duca Gheorghe, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar academician Institutul de Chimie a Universității de Stat din Moldova, conducător de doctorat. Lupașcu Tudor, doctor habilitat în științe chimice, profesor cercetător, academician, Institutul de Chimie a Universității de Stat din Moldova, referent oficial. Sturza Rodica, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Știință a Republicii Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, referent oficial. Carabagiu Valeria, doctor inginer în științe chimice, Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Pon, Iași, România, referent oficial. Deci, în felul acesta, noi, toți membrii Comisiei de Doctorat, sunt prezenți. În cazul acesta, ședința este deliberativă și noi putem să începem ședința de susținere publică. Deci, o să fac o mică prezentare a pretendentei la titlul de titlul științific de doctor în științe chimice. Deci, doamna Vico Crina este doctorantă a Școlii Doctorale Științe ale Naturii a Universității de Stat din Moldova din promoția 2018. Actualmente, în anul al doilea al perioadei de grație, la specialitatea 145.01, chimia ecologică. Ea a inițiat procedura susținerii tezei în ianuarie al acestui an. La Universitatea Academiei de Știință a Moldovei, doamna Vico a obținut licența și masteratul. Mai departe, a continuat doctoratul și a devenit doctorantă la Școala Doctorală Științe ale Naturii de la Universitatea de Stat din Moldova. În timpul doctoratului a beneficiat de două stagieri, deci la Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Pon, Iași, România, în mai 22,
și programul Erasmus Plus de mobilitate academică la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România, martie 2021. Deci, pe parcursul anilor de doctorat, a publicat 26 de lucrări științifice la subiectul tezei, dintre care capitole de carte în monografii naționale și internaționale, 3. Deci, la 2 este primul autor. Articole în reviste științifice, 8, dintre care are 3 în Web of Science Scopus, citate în Web of Science Scopus, 2 în reviste acceptate de Anna Cerc și 3 în reviste din Registrul Național a revistelor de profil. Deci are articole și lucrări care au fost prezentate la conferință, astfel a participat la 18 foruri științifice, dintre care 14 conferințe internaționale, inclusiv cu comunicări și cu postere, manifestări naționale cu participare internațională 3, manifestări naționale 1. Deci, în perioada 2018-2024, doctoranta, de fapt, din 2015, a participat la 6 proiecte, 1 național, 2 bilaterale și 3 instituționale. Deci, proiect național în perioada 2024-2027, proiect bilateral cu Republica Moldova, Republica Moldova, România, 2024-2025, care derulează, proiectul bilateral, deci Republica Moldova-România 2016-18, proiect instituțional în perioada 2020-23, proiect instituțional în perioada 2018-20 și proiect instituțional în perioada 15-18. Deci, în total, a participat la realizarea 6 proiecte, dintre care 4 sunt în perioada de doctorat. A obținut medalii de bronz la expoziția InfoInvent în 2021, ediția 12-a. Deci, în anii de studii doctorale, doamna Vicola a beneficiat de bursă pentru doctoranți oferită în 2020 de Federația de Științe din Elveția, iar în 21 a primit bursa de excelență a Guvernului din Moldova. Deci, actele din dosarul care este, iată aici, prezentat, sunt toate conform regulamentelor. Deci, în dosar noi avem următoarele acte, nu o să le citesc toate. Deci, dosarul este complet și corespunde cerințelor regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice. Acest regulament a fost modificat la 15 noiembrie 2023 de Consiliul Științific al Universității de Stat din Moldova. Deci, dosarul include extrasele ce confirmă decizia Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova referitor la aprobarea temei conducătorului științific și membrilor Comisiei de Îndrumare în următoarea componență. Academician Lupașcu Tudor, doctor habilitat, profesor cercetător, Arico Apulina, doctor habilitat, conferențiar, cercetător, Nastas Raisa, doctor conferențiar, cercetător. Deci, în dosarul de atestare se conțin toate actele, extrase, anexe, tabele care privește regulamentul. Deci, au fost mai multe etape. Prima etapă este Comisia de Îndrumare, deci toate actele care au fost elaborate la Comisia de Îndrumare. A doua etapă este susținerea la departamentul de profil, la fel și aici toate documentele care au fost deci, elaborate în rezultatul susținerii
la Catedra Chimie Industrială și Ecologică a Universității de Stat din Moldova. Și a treia etapă este școala doctorală, cu analiza conținutului tezei la similitudini. Dosarul mai conține trei referate de analiza referenților. Avizele la rezumatul tezii sunt 8 la număr. Teza de doctorat, iată, este aici. Rezumatul tezei în limba română și engleză. Deci, nu să mă refer mai departe la publicații, deoarece eu, în general, am vorbit, care sunt publicațiile. Și, în cazul acesta, deci, noi trecem la următoarea etapă. Dacă aveți întrebări privire la dosarul prezentat pentru Oana Cec, pentru susținerea de astăzi, dacă are cineva întrebări. Nu sunt întrebări. Așa, bine, mulțumim. Deci trecem mai departe, dacă nu sunt întrebări, trecem la următoarea etapă și în cazul acesta invităm doctorandul pentru ca să prezinte conținutul tezei. Deci, conform regulamentului, pretendentul are la dispoziție 20-30 de minute. Crina, câte minute îți trebuie? 25. Sunteți de acord? Da. De acord. Deci nu mai punem la vot? Toți de acord? Sau punem la vot? Așa. Bine. Deci oferim cuvântul pretendentei la titlul de doctor în științe chimice, doamnei Vicol Crina. Poftim. Vă mulțumesc. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, stimată audiență, mă bucur că astăzi am posibilitatea să prezint rezultatele obținute în cei 6 ani de doctorat la subiectul interacțiunilor antioxidante, avându-l pe domnul profesor academician Luca în calitate de conducător științific. Și trecând direct la subiect, am să punctez doar câteva idei principale privind actualitatea și importanța subiectului cercetat și am să mă refer în primul rând la problema caracterului prooxidant al antioxidanților, care, deci, în concentrații mari, deci, au fost observate anume acest caracter prooxidant care duce la oxidare și deteriorarea substratului. Totuși, deci, literatura de specialitate arată că combinarea concușilor dați cu alți concuși antioxidanți sau non-antioxidanți reduce riscul manifestării caracterului prooxidant. Și, totodată, are loc manifestarea efectelor sinergice, deci aditive sau antagoniste. Desigur că efectele sinergice sunt deci, mai importante sau deci, întrucât, în urma lor, deci, are loc ameliorarea activității antioxidante a amestecului. Deci, strugurii sunt fructele care conțin au un conținut mare de antioxidanți. Pe de altă parte, pentru Republica Moldova, deci, industria vitivinicolă are o pondere deosebită sau semnificativă în economia acesteia. Astfel, studiul soiurilor autohtone de selecție nouă este important și este actual pentru Republica Moldova. Deci, studiul interacțiunilor antioxidante în lucrarea dată a fost abordat din perspectiva unui conceptul de ecovaleologie, a cărui principii, de fapt, se aliniază foarte bine cu principiile sustenabilității. Actualmente este larg popularizat, deci, scopul lucrării este determinarea tipului de interacțiune antioxidante între un concurs fenolici și acest organism de struguri și a dependenței efectelor antioxidante de concentrație și combinația substanțelor investigate, succedată de formularea unor concluzii privind consumul și utilizarea eficientă a concușilor dați. Deci obiectivele sunt 4 la număr, ele coincid cu numărul de capitole principale din teză, primul referindu-se la studiul bibliografic, al doilea la studiul compoziției chimice și activității antioxidante a strugurilor autohtoni. Al treilea obiectiv, deci, este investigarea interacțiunilor antioxidante dintre unii acizi organici și compuși fenolici din struguri.
Și ultimul obiectiv, deci presupune abordarea studiului interacțiunilor antioxidante prin prisma conceptului de ecofarmacologie. Metodele utilizate au fost multiple, deci am utilizat metodele declarate în raportate în literatura de specialitate, și anume metoda fără ciclotel, DAMAC, pH diferențială, testul de pH, ABTS, 3 de reducere a fierului 3. De asemenea, am aplicat o serie de aparataje, precum spectrometria UV-vis, RES, stop flow, RMN, electroforeza capilară. În continuare veți observa deci, rezultatele pentru cel de-al doilea obiectiv, și anume privind compoziția chimică a structurilor autohtone la diferite perioade de maturare. Vreau să menționez că au fost analizate 4 soiuri de struguri, 2 soiuri albe de selecție nouă, deci Viorica și Eriton, și 2 soiuri roșii, Petrească Neagră și Copcea. Rezultatele au fost obținute timp de 3 ani consecutiv, la 3 perioade de maturare, în struguri verzi, la pârgă și în struguri copți. În figura 2 observați deci, rezultatele privind conținutul de acizi organici în struguri autohtoni. Vreau doar să menționez că deci, au fost analizați sau determinați conținutul de acizi oxalic, tartric, malic și citric. Vreau să spun că deci, a fost înregistrată o evoluție absolut firească a acestor acizi organici și evident că în struguri verzi concentrația lor este sporită, apoi odată ce fructele se coc, conținutul lor deci scade. În figurile 3, 4 și 5 putem observa conținutul de compuși fenolici, de proantocianidine și de antocian în soiurile analizate și vreau să menționez că în struguri verzi conținutul de compuși fenolici și proantocianidine este maximal. Acesta scade odată ce strugurii ajung la pârgă și la coacere. Lucru dat se întâmplă pentru că deci, compușii fenolici și proantocianidinele, deci, care inițial se găsesc și în miezul sau în pulpa vacelor, deci se migrează spre semință pentru formarea acestea și maturarea acestea. Spre deosebire deci, de aceștia, conținutul de antocianici este în creștere, antocianii fiind deci, pigmentul roșu din strugurii din soiurile roșii. Privind activitatea antioxidantă a strugurilor analizați, desigur că aceștia depind de conținutul de compuși fenolici deja menționat și aceste indicatorii dați deci sunt, au valori maximale iarăși în strugul divers. Trebuie de fapt să menționez că au fost utilizate trei metode, metoda IPH, metoda BTS și puterea de reducere a fierului. Și da, rezultatele date corelează foarte bine cu rezultatele privind conținutul de compuși fenolici, proantocianidine și antocian. Având deci, aceste rezultate experimentale și având și rezultate din literatura de specialitate, am stabilit niște raporturi de concentrație pentru substanțele sau pentru compușii de interes, exemplu acidul tartric, citric, dihidroxifumaric, ascorbic, compușii fenolici, acidul galic, catehina, quercetina, lutina, resveratrol. Și în baza acestor deci, raporturi de concentrații, ulterior am determinat care sunt interacțiunile antioxidante. Deci, în continuare, veți urmări rezultatele pentru cel de-al treilea obiectiv și am început cu stabilirea valorilor concentrației eficiente pentru compuși individual și pentru combinațiile acestora cu acizii organici. Am observat că în unele cazuri, deci, aceste valori scad, indicând asupra îmbunătățirii efectului antioxidant. Totuși, aceste date au fost insuficiente pentru a stabili clar că este vorba despre un efect sinergic, aditiv sau antagonist. Așa că am mers mai departe și am făcut alte determinări, alte calcule și am văzut că compușii fenolici în combinație cu acizii organici, tartric sau citric, deci în majoritatea cazurilor manifestă efect aditiv sau antagonist. Totuși, avem o excepție în cazul tinei cu acidul tartric sau cu acidul citric. Deci am obținut niște efecte sinergice foarte pronunțate, cele mai mari în această serie de experimente, vorba de 1.27, 1.29. În urma unor
căutări foarte ample în literatura de specialitate. Presupunem că este vorba de niște reacții de oligomerizare, dar la acest capitol revin mai târziu pe un exemplu concret. Deci, astfel, în urma acestei serii de experimente, am pus o concluzionă că deci, prezența acestor organici în soluție inhibă ionizarea moleculei de compus fenolic și, prin urmare, inhibă și mecanismul SPLET, care este operativ în compușidație. Este mai rapid, este mai eficient. Odată fiind inhibat mecanismul DAT, compusul fenolic este condiționat să acționeze prin mecanismul HAT, unde are loc transferul atomului de hidrogen. Pentru compușii fenolici, acest mecanism este mai lent și mai puțin eficient și din această cauză am obținut acele efecte aditive sau antagoniste. În continuare, deci avem în slide-ul dat deci, rezultatele privind interacțiunile antioxidante dintre compușii fenolici și acidul dihidroxifumaric. În cazurile date, deci n-am observat o tendință caracteristică pentru majoritatea amestecurilor, trebuie să menționez că, de exemplu, catehina sau rutina în amestec cu acidul DAT au manifestat efect sinergic, cu arcetina cu acidul dihidroxifumaric interacțiunile antioxidante aditive, iar acidul galic sau resveratrolul cu acidul dihidroxifumaric au manifestat deci efect antagonist. Când am combinat acidul ascorbic cu acidul tartric sau citric, am putut să vedem și să înțelegem că acidul ascorbic acționează eficient atât prin mecanismul SPLET, sequential proton-hose electron transfer, cât și prin mecanismul HAT, pentru că am obținut deci, atât efecte sinergice, cât și efecte aditive. Astfel ne-am convins că antioxidantul DAT este eficient, deci acționează eficient prin ambele mecanisme. Împreună cu colegii de la Cluj, de la Universitatea Bacău-Bolle, am utilizat spectroscopia top flow pentru a înțelege care sunt interacțiunile antioxidante dintre acidul ascorbic și acidul dihidroxifumaric. Deci am efectuat experimentele în etanol de 98% și în matrice de vin. Am observat că în matrice de vin constantele observate sunt de 10 ori mai mari pentru acidul dihidroxifumaric și de 2 ori mai mari pentru acidul ascorbic. Desigur că am combinat acești compuși ca să vedem despre ce tip de interacțiune este vorba. Iarăși în etanol și în matricea de vin, am observat că în matricea de vin, iarăși rezultatele sunt mult mai bune, deci intensitatea radicalului liber scade semnificativ. Totuși, spectroscopia stoplou ne-a permis să înregistrăm spectre timp de primele 2 secunde ale reacției, ceea ce a fost insuficient ca reacția să atingă un echilibru, așa că am aplicat și spectroscopia UV-VIS. Am observat că și în cazul amestecului dintre acid ascorbic și dihidroxifumaric avem efect sinergic pronunțat, care depinde de concentrația ambelor compuși. Împreună cu colegii de la Iași, de la Institutul de Tectonie, am utilizat spectroscopia RES pentru a investiga și mai bine această combinație de compuși. Deci, la inițiativa colegilor de la Iași, am vrut să vedem care este efectul raportului dintre acești doi compuși. Și, într-adevăr, este unul semnificativ, pentru că, de exemplu, la raportul 1, deci avem antagonism, iar la raportul 1.4-1.7, deci avem sinergism termic. Lucrul ăsta este foarte interesant. Deci, de asemenea, cu colegii de la Iași, am reușit să facem și alte experimente care ne-au permis să determinăm tipul interacțiunii antioxidante pentru alte metode de calcul și, în cazul dat, de asemenea, am obținut efect sinergic, confirmând ceea ce am făcut anterior. Împreună cu colegii de la Institutul de Chimie am aplicat și metoda RMN pentru a înțelege poate mai bine ce se întâmplă în soluție, deci într-un caz avem sinergism, deci în alt caz avem antagonism. Până la momentul de față am putut să înțelegem că între acidul ascorbic și dihidroxifumaric există o competitivitate îndreptată spre anihilarea radicalului liber de pH. Și, de asemenea, am înțeles că există procese de regenerare parțială de compuși dați, acidul dihidroxifumaric fiind compusul care regenerează acidul ascorbic. Deci, în continuare,
determină rezultatele pentru interacțiunile antioxidante între acidul ascorbic și resveratrol, am avut trei moduri de abordări de efectuare a reacției. Am schimbat posibilitatea adăugării compuștilor în reacții, să vedem care este efectul acestor schimbări și am văzut că atunci când resveratrolul inițial interacționează cu specia radicalică, iar apoi se adaugă acidul ascorbic, avem un efect sinergic pronunțat. În celelalte două cazuri avem antagonism. De asemenea, am determinat că efectul sinergic maximal se înregistrează atunci când compuși antioxidanți sunt luați în raport 1 la 1. Iarăși am apelat la spectroscopia RMN pentru a înțelege ce se întâmplă în reacție și de ce într-un caz avem antagonism, în altul sinergism. Și am observat că atunci când se înregistrează efecte sinergice, se formează transdeltaviniferinele, care sunt deci dimeri ai resveratrolului și care de asemenea posedă activitatea antioxidantă, un foarte interesant. Deci, în slide-ul dat, observăm activitatea antioxidantă a preparatului inoxil, determinată prin patru metode. Este vorba de metoda DPPH, metoda foliciopoteo, ABDS și puterea de reducere a fierului 3. Deci, experimentele au fost efectuate în apă și în soluție tampon fosfat. În soluție tampon fosfat am avut deci, rezultate în care preparatul inoxil a manifestat o activitate antioxidantă de 2-3 ori mai mare. Combinând preparatul de inoxil cu acidul ascorbic, am observat, deci de fiecare dată, în fiecare probă am observat efecte sinergice, totuși cel mai pronunțat a fost atunci când mai întâi am adăugat inoxilul în fiola cu specia radicalică, aceștia au interacționat, apoi am adăugat acidul ascorbic. Deci, trecând peste la următorul obiectiv, ultimul obiectiv, formarea conceptelor ecovaleologice la disciplina chimie ecologică. Vreau să menționez că toate rezultatele pe care le-ați auziat până acum au fost prezentate studenților de la Universitatea de Stat în cadrul prelegerii intitulate Chimie alimentară și asigurarea calității alimentelor, oxidanții, la cursul de chimie ecologică, condus de domnul profesor academician Luca. Atât domnul profesor cât și eu am prezentat această prelegere timp de 4 ani consecutiv. De asemenea, studenților li s-au oferit chestionare pentru a fi completate atât înainte de prelegere, cât și după prelegere, pentru a înțelege care este impactul acesteia. Și am observat că, într-adevăr, deci, studenții și-au schimbat părerile referitor la efectul și riscurile concentraților mari de antioxidanți asupra sănătății. Concluziile, deci nu le mai numesc, pentru că deci, le-am menționat pe parcurs, după necesitate voi reveni. Deci, recomandările practice, deci se recomandă aplicarea rezultatelor științifice obținute pentru îmbunătățirea efectului antioxidant și a eficienței producțiilor alimentare, cosmetologice, medicinale, farmacologice și a procedurilor tehnologice existente. Se recomandă introducerea cursului de chimie ecologică din cadrul Universității de Stat din Europa, a conceptului de ecovaleologie pentru formarea deprinderilor sănătoase, ecologice și sustenabile în rândul tinerilor. Deci, lucrarea are noutate și originalitate științifică, deoarece pentru prima dată au fost determinate tipurile de interacțiune antioxidante dintre compuși fenolici și acizi organici din struguri, la combinații și concentrații similare celor din fructul dat. Au fost făcute sugestii privind mecanismului de interacțiune antioxidantă dintre compuși dați. În premieră au fost studiate activitatea antioxidantă a sărilor de struguri autohtone de selecție nouă prin metodele DPPH, ABDS și puterea de reducere a fierului și pentru prima dată subiectul interacțiunilor antioxidante a fost tratat din perspectiva conceptului de ecovaleologie. Deci, lucrarea are semnificație teoretică, întrucât rezultatele obținute permit formularea unor idei mai exacte referitoare la mecanismele și procesele redox în care pot fi implicate substanțele studiate. De asemenea, rezultatele aduc un aport științific și didactic privind formarea ecovaleologică a tinerilor. Valoarea aplicativă se axează pe posibilitatea utilizării concluziilor elaborate pentru îmbunătățirea efectului antioxidant și a eficienței produselor farmaceutice, alimentare și a procedurilor tehnologice existente. Privind lucrările științifice publicate la tema tezei sunt 26 în total.
Capital, două publicații în reviste cu factor de impact indexate Scopus, trei publicații în reviste naționale, categoria A și B, trei capitole de carte, monografii naționale și internaționale, 18 participări la evenimente științifice naționale și internaționale. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumim mult. Deci, poftim întrebări către Crina Dico. Da, e pronunțit 5 minute. Eu crezi de la început. Da, întrebări, poftim. Eu am o întrebare. Da. Deci, dumneavoastră ați studiat activitatea antioxidantă extractelor din struguri. Ați studiat în strugurii vieți, în strugurii gârgă și copți, da? Și ați folosit diferite metode pentru aceasta. Metoda de păcaș, metoda apătăs, deci ați măs... Da? Da. Și întrebarea constă în aceea. Deci, pentru strugurii, extractele din strugurii vieți, dumneavoastră aveți activitate antioxidantă înaltă. Ce se întâmplă cu acești compuși și care sunt procesele la care se supun aceste substanțe ca în următoarele etape activitatea substanței să se micșoreze? Da. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, într-adevăr, la început, când am început această serie de experimente, a fost surprinzător și pentru mine, pentru că am așteptat să am activitate antioxidantă maximală în strugurii copți, pentru că acolo se formează antociani care au activitate antioxidantă. Totuși, deci, conținutul mare de compuși fenolici, cum nu știu dacă este cauza sterevin, cum a fost arătat în figură și de proantocianidine, care de asemenea au activitatea antioxidantă. Deci, odată ce aceștia s-au fost, conținutul lor a fost maximal în struguri vers, desigur că și activitatea antioxidantă a fost mai mare acolo, unde conținutul acestor compuși cu activitatea antioxidantă este maximal. Dar în ce se transformă? Din ce cauză scade activitatea antioxidantă? Deci, scade, la ce procese, conform deci, studiilor efectuate de Riberogaion, că m-am informat că eram și eu curioasă, deci acești compuși, deci inițial sunt repartizați mult mai uniform în strugurii vers, mult mai uniform în bacile strugurilor. Prin urmare, odată cu coacere, aceștia se migrează, știu eu, deci participă la formarea seminței. Și, deci, din această cauză, deci, în pulpă, cumva, conținutul lor scade. Din această cauză și activitatea antioxidantă scade. Deci înseamnă că compuși fenolici, ei se supun diferitor procese polimerizare, poate fi, se formează ce? Proantocianidine? Da, și antociane se formează, pentru că... Antocianii au activitate. Da, exact. Ar trebui să limărească activitatea. Ei, deci, antocianilor sunt în struguri copți, sunt concentrați în pieriță. Iar eu, când am făcut extracția, deci, sigur că, probabil că mai mult de jumătate din conținutul de antociani, deci, a rămas neextras. Prin urmare, și asta trebuie luat în considerare. Mm-hmm. Și încă o întrebare. Deci, ați studiat diferiți parametri fizico-chimici. Da. Și vreau să vă întreb, în privința potențialului de oxidoreducere. Ați determinat potențialul de oxidoreducere? Ce metodă ați utilizat? Deci, cu un pH-metru am determinat potențialul de oxidoreducere. Și electrod. Și electrod... Am să mă interesez. Trebuie să fie de... Platină. Așa. Și ați arătat că potențialul pentru strugurii vieți, este 256, iar pentru cei copți se micșorează. Deci scade.
de la 256 în struguri verzi, la 228 în struguri copți. Da. Așa, da. De ce cauză scade potențialul? Deci, pentru că, da, deci trebuie neapărat de aici să ne înțelegi. Deci, potențialul, în primul rând, scade pentru că, deci, asta indică asta faptului că extractele au o capacitate antioxidantă sau de, da, antioxidantă sporită, dar trebuie să menționez că rezultatele pe care le-ați văzut este vorba de extracție termică. Deci când am determinat potențialul redox, este vorba de deci, extracția prin stoarcere. Deci doar am stors din pulpă. Prin urmare, deci nu putem să le comparăm aceste date. Nu putem să comparăm ce? Cele verzi și cele... Nu putem să comparăm. Exemplu, datele obținute din strugării doar stori și datele obținute. Da, aici când ați determinat potențial, am determinat cu o metodă, da? Da. Deci, dacă potențialul scade, care componență, concentrația căror componenți crește? Oxidanților sau reducătorilor? Reducătorilor. Da, reducătorilor. Dar la dumneavoastră se primește că activitatea antioxidantă, ea se micșorează. Deci, despre asta și vreau să am menționat că activitatea antioxidantă a fost determinată în acele extracte care au fost obținute termic. Mm-hmm. Dar... De ce nu s-au obținut extractele termic? De ce? Da. Păi, deci am obținut și extracte prin aplicarea ultrasonică. Am obținut și extracte prin... folosind acid. Dar extracția termică mi-a oferit cel mai bun rezultat. Deci eu pur și simplu nu am declarat în teză celelalte rezultate, dar ele au fost diferite extracții și cea termică a oferit cel mai bune rezultate. În ce condiții? Deci, pur și simplu la temperatura de maxim 60 de grade, deci timp de o oră a fost agitate strugurii... Da, exact. Deci în acest lucru a fost dos și decantat și deci... Deci deoarece ați folosit două metode, deci nu are o concordanță potențial de oxid, o reducere cu activitatea antioxidantă în diferite forme. Deci în acești indicatori fizico-chimici de bază, în mare parte i-am utilizat pentru a monitoriza oricum... A fost cel mai important să-i cunoaștem atunci când strugurii deja se făceau, pentru a înțelege chiar și ce conținut de zahăr, chiar și cel de H, deci conținutul de acetate tetrabilă. Deci să înțelegem dacă sunt deja destul de copți pentru a fi recoltați. Ce înseamnă? Trebuie să fac strugurii vieți? Nu, chiar mă bucur că ați pus întrebarea asta, pentru că iată domnul Roman Golub. De câte am văzut, teza unui de doctor este bazată pe anume... valorificare. Exact. Și adică dumneavoastră propune niște soluții valorificare a strugurilor verzi. Foarte lucruri, foarte interesante. Deci nu trebuie să-i consumăm noi, putem să-i valorificăm în alt mod. Mulțumim. Și vă mulțumesc. Poftim întrebări. De întrebări tot? Da, poftim, doamna profesor. Poftim. Poftim. Dintre metodele pe care le-ai utilizat pentru investigații în România, există una pe care o aveți și aici la Chișinău? Deci, când a fost, vă referiți la Iași? La Iași și la Cluj. Deci, la Iași am folosit doar RESU și nu la Iași. La Cluj am folosit și UV-Visul, avem UV-Vis, am folosit Stop Flow-ul, deci este un aparat Stop Flow la Institutul de Chimie, sunt careva probleme, dar deci... Ne puteți explica un pic, eu nu știu, metoda, puteți să ne explicați un pic metoda? Vă referiți la Stop Flow? Da. Deci este vorba de metodă de determinare a cinetici.
Prin urmare, deci două soluții, fie că este un amestec de antioxidant sau doar un antioxidant și un radical liber. Deci sunt împușcate într-o cameră de reacție și deci este o metodă, până la urmă, deci de determinare a intensității sau scăderea intensității de radicalul liber în cazul de față. Și deci vedem cum în acele două secunde, că în cazul dat a fost timpul setat în două secunde, deci vedem cum are o diminuare a intensității culorii a composului. Deci am și o întrebare mai așa mai practică, probabil. Deci ați stabilit că când soldat și care s-a făcut în cadrul studiilor de către studenți, a stabilit că trebuie de folosit antioxidanții din strugă. Prin urmând, ce formă? Ca calitate de must sau calitate de struguri struguri? Deci, când am... Scrieți mai degrabă, dacă ești mai o diferență. Dacă folosești struguri, da, sau mustul de struguri. Deci, când am făcut acele prelegeri, în general nu m-am referit doar la antioxidanții de struguri. Ca să fie clar, nu m-am referit la must sau la struguri, în general la antioxidanții care sunt, se găsesc în fructe, legume, plante, dar, deci, nu am făcut așa investigație să văd dacă e must sau struguri. Eu, din prelegerea pe care am făcut-o, cumva am așa, eram pentru consumul antioxidanților din fructe, comparativ cu cel din, de exemplu, suplimentele alimentare. Deci dacă este... Bun, și în continuare întrebări. Deci, ce cantitate recomandați să folosim de struguri pentru un program de masă sau eu știu, și deci struguri mai au proprietate, nu mai care antioxidanți, iar ca sursă de energie. Sigur. Da, și deci trebuie să fie un echilibru, cred că, de consumul struguri, care, conform studiile astea eco-variologice, care sunt dozele de struguri într-o zi de energie. Domnul profesor, cred că lucrarea dată nu răspunde la această întrebare. Vreau să demonstrez că există interacțiune între compuși și analizați. Dar deja, cred că este particular pentru fiecare. Combat consumul de acizi organici în struguri verzi, la pârcă și în struguri porți. Explică-mi, te rog, de ce în struguri la pârcă consumul de acizi organici scade, dar tocmai în struguri porți crește? Cum explici? Da, mulțumesc. Deci este vorba de procesul de extracție a strugurilor, în care deci sunt utilizați acești acizi organici. Din câte țin minte că am citit, că vreau să găsesc și eu un argument, deci atunci când se ating temperaturii de deja 20 de grade, deci, se, cumva, aceste procese, se, din păcate, e chiar puținită, dar acești compuși, acizi organici, tartric, maric, nu mai sunt atât de intens utilizați. Deci este... Eu cred că poate fi explicat foarte simplu
este în vară, când diferența dintre temperaturile nocturne și cele zilnice nu este prea mare, la coacere, când deja diferența aceasta temperaturi este mai mare, cât este mai mare, cât mai bine sunt formate cele organice din plantă. Cel mai probabil. Deci alte explicații eu nu găsesc pentru lucrul acesta, dar văd pentru câteva soiuri are detectat acest lucru. Da, și a doua întrebare. Te rog, cu rezultatele altor autori care au determinat conținutul de compuși bioactivi în aceste patru soiuri de struguri, ai comparat cu a căror autori? Da, am comparat. Am comparat cu, inclusiv am vrut să văd rezultate obținute de autorii de Republica Moldova, dar de asemenea am, deci, probabil dacă o să mai descăriți, să vedeți un tabel unde este, deci, comparativ, deci soiuri din Turcia, soiuri din Africa de Sud, soiuri din sudul Europei. Deci am făcut... Mi-a interesat unul cu aceste soiuri, că doar mai sunt doar mai autori care lucrează la aceste soiuri. Da, desigur, adică am... Da, cu rezultatele obținute de colaboratori din cadrul Institutului de Horticultură și Ecologie Alimentară, cu dumnealor lucrează în special cu soiurile date și da, deci da, am, cel puțin am avut să mă conving că cei rezultatele obținute de mine sunt, corelează cu cei ce a mai fost obținut anterior. Și corelează? Da. Desigur că trebuie să luăm în considerație și faptul că de la la an sunt variare și diferențe, dar în general, da. Mersi. Și eu vă mulțumesc. Așa, poftim. Cine mai are întrebări? Din sală. Cine dorește? Gata? Noapte? Mulțumim mult. Și eu vă mulțumesc. Așa. Deci, cu privire la vizie, cum am zis, teza, susținerea studiu, prezentarea tezei a fost în mai multe etape, deci a fost la Comisia de Îndrumare, a fost la departament și deci la, acum la susținerea finală. Când a avut loc susținerea la Comisia de Îndrumare, deci membrii Comisiei de Îndrumare, eu i-am numit cine sunt, au dat avizul, la fel susținerea la Departamentul Chimie Industrială și Ecologică, la fel aici avem aviz. Dacă vorbim despre conținutul acestor avize, am putea să spunem că au fost observații în avizele care au fost de la Departamentul Industrial și Ecologică, ele au fost indicate în procesele verbale și toate aceste, deci, observații au fost înlăturate. În afară de aceasta avem și avizia asupra tezei și autoreferatului. 8 avize. Toate avizele sunt pozitive, conținutul este, eu nu o să le citesc, dar o să spun care sunt acele avize și de unde au fost primite. Deci, dr. Cimpoiu Claudia, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România, dr. Fifere Adrian, Institut de Chimie Macromoleculară Petru Poni, Iași, România, doctor habilitat, profesor universitar Taran Nicolae, Institutul Științifico-Practice de Horticultură și Tehnologie Alimentare, doctorul Morar Boris, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentare, doctor profesor universitar Corupceanu Eduard, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă,
doctor conferențiar Universitatea Ion Creangă, Universitatea Pedagogică Ion Creangă, Arsenie Ion, și doctor conferențiar universitar Subotic Iurie, Universitatea Tehnică a Moldovei, nu mai de mult. Doctor conferențiar universitar Vlonski Vladislav, Universitatea de Stat din Moldova, Facultate de Chimie și Tehnologie Chimică. Deci, în total, sunt 8 avize. Toate avizele sunt pozitive și în toate avizele este deci, stipulat ca concluzie. Consider că teza de doctor reprezintă o contribuție semnificativă în domeniul antioxidanților naturali, întrunește condițiile susținerii publice și justifică abordarea titlului de doctor în științe chimice a doamnei Crin. Deci, iată, concluzia aceasta persistă peste toate avizele, deci, dacă îmi dați voie, nu o să citesc acest text. Se poate? Da. Așa. Deci, mai departe, dacă aveți ceva de spus la avizele care le-ați primit, ce... Da. Eu vreau să mulțumesc tuturor colegilor și tuturor profesorilor care mi-au oferit aceste avize, care mi-au oferit și sugestii. Vă mulțumesc și nu doar pentru avize, dar și pentru colaborare. Mulțumim! Așa, deci următoarea etapă a susținerii publice este prezentarea avizelor de către referenți. Prezentarea avizelor de către referenți la teza de doctor a doamnei Crina Ticol, specialitate 14501, chimie ecologică. Deci primul referent oficial, domnul Pașcu Tudor, doctor habilitat în științe chimice, profesor, cercetător, academician, Institutul de Chimie. Poftim? Nu. Nu, la mine, conducătorul, conform scenariul mai departe. Da. Da. Deci, academician, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat de Moldova. Poftim, domnul președinte, Comisie de doctorat, în calitate mea de membru a Comisiei de doctorat, am studiat acest teza de doctorat a doctorantului Victor Crina și refer următoarea. Nu o să dau citire în nouă pagini în seria motivă, o să comentez doar ceea ce am scris. Deci, la prima, deci, referință, analiza actualității temei și problemelor abordate, deci, vreau să spun că, deci, tema este foarte actuală, datând faptul că, din păcate, omenirea se confruntă și astăzi cu multe probleme de sănătate, și una din cauzele acestor afecțiuni sunt radicalii liberi, care sunt, din păcate, mult mai mult decât are organismul nevoie, pentru că iau și un rol pozitiv, văd radicalii liberi, dar ei, din păcate, prevalează și aduc evident la probleme serioase pentru sănătatea umană. Deci, radicalii liberi sunt, toți știm, sunt niște deci, compuși care lipsesc un electron și are o activitate care atacă celula. Celula, dacă este atacată în radical liber, ea este radiată și, evident, nu își poate îndeplini funcțiile biologice pe care trebuie să le realizeze. Pentru a combate această activitate negativă a radicalilor liberi, evident, se folosesc antioxidanți. Și sucurii din viță de vie este o sursă destul de bogată în aceste antioxidanți care se
se conțin și suplițe, sunt semințele struguri și așa mai departe, care are o importanță deosebită în alimentarea umană. În acest aspect, imediat că lucrarea are un rol, o importanță, este actuală, are problemă, este actuală și necesară pentru studiu. Deci, analiza metodologiei utilizate și gradul de corespundere a acestei cu obiectivele menționate. Cu obiectivele menționate. Deci, a studia aceste procese, mecanismele dintre activitățile acestor organe și substanțele fenolice din struguri, au fost folosite cel puțin cel mai performante metode și metodologii care există în Institutul de Chimie al Universității de Stat din Moldova, în Institutul Petru Poli din Iași, în Universitatea Baiaș-Gorea din Cluj-Napoca, în Institutul de Horticultură și Tehnologie Alimentară din Republica Moldova. Deci, teza de doctorat este formată din introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări practice. Bibliografie din 296 de surse, 59 figuri, 8 capitole și 4 anexe, 128 pagini de text de bază. Rezultatele lucrurilor sunt publicate în 26 de lucrări științifice. Văd aici la 24 în autoritate, bine, cred că e o greșeală, da, bun. Deci, analiza conținutului tezei de doctorat. Capitolul 1. Introducere. Deci, cuprinde analiza adică, a surselor bibliografice în domeniul tezei de doctorat și concluziile. Deci, investigațiile nu sunt definitive și necesită implicații, cercetări mai profunde în acest domeniu. Capitolul 2, intitulat Materiale și metode utilizate în studiul interacțiunilor antioxidante. Deci, ea cuprinde metode și metodologii contemporane, care au fost menționate anterior și corespund, deci, nivelului științific actual. Capitolul 3 al tezei de doctorat, intitulat Caracterizarea compușilor chimici a strugurilor autohtoni la diferite perioade de maturitate. Ea prinde 3 subcapitole, capitolul 2.1 prinde rezultatele investigatelor științifice țin de indicii fizico-chimici de bază a fizicului soiul din Republica Moldova. În capitolul 2.2 sunt prezentate rezultatele ce țin de activitatea antioxidantă a strugurilor studiați și s-a stabilit, cred că era și descartat, că strugurile roșii sunt mai pronunțate activitatea antioxidantă decât strugurii albi, pentru că în strugurile roșii evident sunt mai mulți substanțe polifenolice. Capitolul 4 a tezei, intitulat Interacțiuni antioxidante între compuși naturali și din struguri. Deci este al cuprinderii 6 subcapitole, care pune în evidență trăsurile de acest organic și substanțe fenolice din struguri și a preparatului eroxil. Preparatul eroxil este unicul preparat obținut din semințele struguri care a trecut cercetări preclinice și clinice și implementat în Republica Moldova și actualmente dorim să este avem un acord de colaborare cu firme din România, de însă din pregătări și în România. Deci aici sunt expuse aceste interacțiuni între acizii organici și substanțe fenolice și sunt puse în evidență rezultatele acestor interacțiuni. Capitolul 5 a tezei de doctorat, intitulat
formarea concepțiilor ecologice la disciplina chimie ecologică, cu cele patru capitole, subcapitole. Unde asta e un inițiativă proprie și de pionerată a doctorantei Victor Crină, care consideră că s-a finalizat cu succes. Ea a realizat și un chestionar rândul studenților care a stabilit că, într-adevăr, valeologia și nu numai, dar și ecovaleologia, deci are o importanță deosebită în prezent, pentru că ea depinde de mulți factori, inclusiv de factori de mediu, și iată, utilizând aceste antioxidanți, studenții consideră că posedă deci o activitate antioxidantă puternică și contribuie la menținerea sănătății umane. Evaluarea critică a rezultatelor cercetărilor, concluzii finale, recomandări practice și impactul asupra domeniului abordat. Deci, rezultatele cercetărilor științifice obținute în cadrul tezei de doctorat, de doctorantă Crina Vicol, sunt expuse în 11 concluzii. Doctora teza de doctorat vine și cu două recomandări practice, care se crede la aplicarea rezultatelor științifice obținute pentru îmbunătățirea efectului antioxidant și a eficienței produselor alimentare. Deci, rezultatele obținute îmbogățesc și completează studiile existente, de asemenea, permit formularea unui idei mai exacte referitor la procesele redox care se produc în organismul uman. Apreciez cu privire la caracterul de noutate a cercetării, contribuția personală autoarei, originalitatea și profunzimea discursului științific. Deci, noutatea cercetării științifice deci, înseamnă prin determinarea tipurilor de interacțiune antioxidante între unii compuși fenoli și acizii organici, fie de studiat în combinațiile și concentrațiile organicilor de strug. Deci, au fost, cum am spus, studiații diferite activități între acizii organici și alte fenolice de strug și evidențiate aceste însușiri. Apreciere cu privire la stil, cu claritatea și precizia exprimării. Esteza, eu consider că este scris într-o limbă română clară, pentru un stil normal și o expunere precisă a rezultatelor. Corespunderea aparatului științific și descrierilor bibliografice. Am spus că deci, a fost utilizat practica științific. Poate este în lume și mai performant, dar noi l-am folosit cel mai performant din instituții care au fost menționate mai sus, din Republica și din România. Deci, apreciez cu privire la corespunderea rezumatului cu la procesul tezei. Deci, rezumatul corespunde procesul tezei și, deci, sunt aceleași și deci, rezultate care au fost expuse în teză, sunt concentrate, expuse și în rezumatul tezei. Concluzia referentului cu privire la susținerea în ședință publică a tezei de doctorat. Deci, în calitatea mea de referent oficial la teză cu titlul interacțiune antioxidante dintre unii compuși fenoli și acizi organici din struguri, contribuție la formarea ecovaleologiei a tinerilor specialiști, consider că doctoranta fiind la titlul a contribuit personal venit la elaborarea tezei de doctorat, materializându-se prin cercetările experiențe
experimentale foarte multe și, și valabile și viabile și participarea de activ la evaluarea acestor rezultate obținute la scrierea referatelor științifice, la scrierea articolelor științifice și așa mai departe. Deci, faptul că aceste rezultate au fost publicate în 24 publicări, inclusiv în 6 reviste științifice naționale și internaționale, spune, îmi permite să consider că lucrarea este prezentată, este o lucrare profundă, din punct de vedere teoretic, cât și aplicativ. Deci, în concluzie, consider că teza de doctor cu titlul Interacțiunea antioxidante dintre unii compuși fenole și acești organi din struguri, contribuții la formarea ecovoreologiei a tinerilor specialiști, elaborată de doctorată doamna Nicol Crina, întrunește cât de toate necesitățile, toate obligațiunile care sunt cuprinse în regulamentele speciale pentru susținerea tezei de doctor și ea corespunde deci titlul să fie stabilit titlul de doctor în știință în chimie, în științe chimice. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, profesorul domnul Felician, pentru așa o analiză. Domnul profesor Pașcă a fost și membru în comisie de numare și vă mulțumesc pentru acele sugestii care au fost atât de benefici și au îmbunătățit lucrarea. Și vă mulțumesc foarte mult. Așa, următorul referent, doamna Sturza Rudică, doctor habilitată în științe tehnice, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Știință Republicii Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova. Poftim. Vă mulțumesc. Deci, eu voi fi nu chiar atât de nemulțioasă ca domnul academician, care deja a făcut o trecere în revistă a tuturor capitolelor. Eu mă voi opri doar la acele puncte care trebuie să le apreciem. Deci, baza teoretică a lucrării. Teza interacțiunii antioxidante dintre unii compuși fenolici și acizi organici din struguri. Contribuție la formarea ecovaleologică a tinerilor specialiști. Realizată de studenta doctorandă Nicol Crina, sub conducerea domnului academician Luca Gheorghe, abordează o tematică actuală care vizează investigarea tipului de interacțiuni antioxidante dintre compuși fenolici și acizi organici din struguri și a dependenței efectelor antioxidante de concentrația, utilizarea eficientă antioxidanților și promovarea principiilor ecovaleologice. Ca direcție științifică care studiază influența factorilor naturali și a consecințelor schimbărilor antropice survenite în natură asupra sănătății umane. Teza prezintă o lucrare complexă care include un studiu teoretic al mecanismelor de acțiune antioxidante a compușilor naturale, caracterul prooxidant și reducător, tipurile de interacțiune antioxidantă de compuși naturali, activitatea antioxidantă a compușilor fenolici și non-fenolici din struguri, analiza compoziției și activității antioxidante a strugurilor din suri autohtone în diferite perioade de maturare, precum și determinarea tipurilor de interacțiune antioxidantă. Teza include și investigarea interacțiunilor antioxidante în combinație cu compușii fenolici ovologici specifici, cum sunt acid ugaric, catechina, quercetina, rutina, resveratrolul, investigarea interacțiunilor antioxidante în amestecurile acid ascorbic, resveratrol, acid ascorbic, fenoxil și
și studiul influenței diferitor factori asupra mecanismelor de interacțiune antioxidantă, precum și abordarea interacțiunilor antioxidante prin prisma conceptelor ecobiologice și integrarea rezultatelor obținute în cursul de chimie ecologică din cadrul Universității de Stat de Moldova. Deci nu vă caracteriza conținutul tezei, care deja a fost făcut în mod detaliat. Inovația și originalitatea științei. Deci teza realizată de studenta doctorantă stabilește influența condițiilor de reacție asupra tipului de interacțiune antioxidantă, precum și argumentează mecanismul de acțiune sinergică dintre acizii ascorbic și din hidroxicumare, precum și dintre resveratrol și acidul ascorbic. În timp s-au fost sugerate mecanismele de interacțiune antioxidantă dintre compuși fenolici și acizii organici din struguri. Deci, în premieră au fost aplicate paralel trei metode pentru studierea activității antioxidante a soiurilor de struguri autohton de selecție nouă. Menționez că acesta este un lucru foarte important, deoarece toate metodele de determinare a capacității antioxidante sunt metode relative. De aceea, pentru ca să faci o publicație, pentru ca să înțelegi fenomenele care au loc, este necesar minimum două metode să aplici. Lucrarea a fost aplicată trei metode. Și pentru prima dată, subiectul interacțiunilor antioxidante a fost tratat din perspectiva conceptului de ecobiologie. Valoarea practică a cercetării. Valoarea practică a tezei realizată de studenta doctorantă Diplocrina constă în elucidarea efectelor sinergice, aditive sau antagoniste, care apar între compuși din sistemele multicomponente, precum sunt strugurii autohtoni în perioada de maturare și transforme tehnologice. Interpretarea mecanismelor și proceselor redox în care pot fi implicate substanțele studiate. Precum și posibilitatea utilizării concluziilor elaborate pe baza datelor experimentale pentru îmbunătățirea efectului antioxidant și a eficienței produselor farmaceutice, cosmetice și a procedeilor tehnologice existente. De asemenea, a fost elucidat impactul parametrilor de reacție, anume asupra capacității antioxidante. Calitatea metodologică a cercetării. Teza de doctorat, interacțiunea antioxidante dintre unii compuși fenolici și acizi organici din struguri, contribuție la formarea ecobiologică a tinerilor specialiști. A fost realizată prin aplicarea atât a metodelor clasice de analiză, inducții fizico-chimici de bază specifici de struguri autohtone, cât și a unor metode moderne de cercetare. Au fost aplicate trei metode spectrofotometrice de determinare a diferitor clase de compuși fenolici în struguri analizați. Pentru determinarea activității antioxidante, menționez încă o dată, au fost utilizate în paralel trei metode, inclusiv metodele de pH, DDS și metoda putere de reducere a fier. În scopul estimării impactului prelegerii asupra adoptării concepției ecobiologice de către tine, a fost elaborat și propus pentru completare un chestionar la subiectul antioxidanților.
propuse sunt formulate clar și concis, bazate pe studii bibliografice și date actualizate, interpretate la justa lor valoare. Concepere și calitate textului. Lucrarea este redactată cu acuratețe științifică, expunerea materialului este clară și concisă, nu sunt repetări, frazele sunt bine formulate. Prezentarea grafică este rațional încadrată în teză. Corespunde temei abordate și este explicată din punct de vedere științific. Iar ipotezele de cercetare sunt bine argumentate. Asigurarea bibliografică este corespunzătoare, sursele sunt relevante, ștergile în text sunt corespunzătoare. În teze sunt respectate normele deontologice și de bună conduită. Este specificat aportul personal al obiectorului în realizarea tezei de doctorat. Calitatea concluziilor. Concluziile generale sunt formulate clar și concludent în baza rezultatelor obținute în cadrul tezei de doctorat. Autoarea propune și recomandări practice a rezultatelor obținute. Corespunderea conținutului tezei temei aprobate, publicațiilor candidatului și autoreferatului sau rezumatului tezei. Conținutul tezei și rezumatul corespund pe deplin temei aprobate. Nu o să repet caracteristica publicațiilor. Obiecții și sugestii. Teza abordează o tematică actuală care necesită a fi dezvoltată în continuare atât aspectele teoretice cât și aplicative. Drept sugestii de îmbunătățire pot fi menționate următoarele. În capitolul 2 nu sunt prezentate metodele de eșantionare a mostrelor de struguri și pe lucrarea statistică a rezultatelor experimentale. În capitolul 3, autoarea menționează conținutul de concurs și de knowledge atinge cele mai înalte valori în struguri divers, care la coacere scade practic de două ori, așa după datele care sunt prezentate în teză. În struguri din solele albe și tot aproape de două ori în solurile roșii. Acest lucru nu este explicat și creează confuzie. În realitate, concursii tenorici nu suportă transformări, dar are loc acumularea lichidului. Iată problema din ce scade activitatea antioxidantă. Ceea ce nu afectează efectul benefic antioxidant. Pentru a evita această confuzie, probabil ar fi fost mai corect exprimarea rezultatelor nu un gram echivalent de acid galic pe litru, dar un miligram echivalent de acid galic pe 100 grame de substanță uscată, care este utilizată, modalitatea de exprimare utilizată în mod uzual. Și atunci această confuzie ar fi dispărut. În concluzii, lipsește evidențierea aportului personal. Citarea lucrărilor proprii din care acestea rezultă. În rezumat este prezentată lista publicațiilor proprii pe categorii, ceea ce ar avantaja lucrarea. Totuși, aceste observații nu diminuează valoarea științifică și aplicativă a tezei. Concluzia prin corespunderea tezei titlului științific solicitat. Consider că teza de doctorat, interacțiunea antioxidante de ionii conducători și acizi organici de struguri, contribuție la formarea ecobiologică a tineretului specialiști, realizată de studenta doctorandă Picol Crina, prezentată pentru susținere publică la specialitatea științifică chimie ecologică, prin actualitatea temei abordate, interpretarea științifică a datelor obținute, prin structurarea și redactarea tezei la un alt nivel științific, prezintă o lucrare bine structurată, cu valoare științifică și aplicativă înaltă.
cu potențial de valorificare a rezultatelor cercetărilor. Autoarea, doctorand Nicol Crica, merită din plin atribuirea gradului titlul științific de doctor în științe clinice la specialitatea în chimie ecologică. Cu felicitări pentru această realizare atât autoare cât și conducătorului științific. Menționez puncte forte ale lucrării, care constau în abordarea multifactorială a interacțiunilor antioxidante dintre compuși fenolici și acizii organici naturali în concentrare similare celor de struguri. Argumentarea teoretică și experimentală, mecanismelor de interacțiune antioxidantă pentru amestecurile studiate, tentativa de încadrare de educație a conceptului de ecovaleologie, ceea ce oferă o viziune nouă asupra antioxidanților și studiului interacțiunilor antioxidante. Eu vă mulțumesc foarte mult. Cred că vă răspund la aceste întrebări. Deci, da, vă mulțumesc încă o dată pentru sugestii, pentru obiecții. Am să le iau pe rând, deci despre metode de bioșanționare, într-adevăr. Deci în primele variante ale tezei le-au fost menționate. Eu am decis să le exclud, dar pot să le menționez la mine acum. Deci, după cum m-au învățat colaboratorii de la Institutul de Horticultură și Biologie Alimentare, deci pentru eșantionarea probelor a fost nevoie să culeg bace struguri de pe întreaga suprafață a podgoriei din părțile superioare și inferioare ale tufelor, deci și de asemenea doar a buticilor, dar și a ciorchinelor, după care aceste bace, cam în total vreo 400 de bobințe, deci au fost bine spălate și deci uscate pe hârtie de filtru. Restul deja este indicat în lucrare. Privind prelucrarea statistică a rezultatelor experimentale, deci rezultatele obținute privind interacțiunile antioxidante, deci prelucrarea statistică ea este declarată în teză, o puteți vedea la capitolul anexe. Deci am observat acolo diferențe semnificative în cazul antioxidantului și în cazul quercetinii. Pentru datele în struguri, deci într-adevăr, lucrarea statistică nu este raportată în teză, totuși până la finele anului urmează să publicăm aceste date și cu siguranță că acolo va fi prezentă deci lucrarea statistică. Cea de-a doua sugestie, deci privind deci, exprimarea în echivalenții de acid galic per litru, de fapt, în exprimarea în miligram echivalenții acid galic per 100 grame substanță uscată. Da, am vrut să fac asta, într-adevăr. Ce m-a oprit să fac lucrul dat, anume faptul că deci metodele pe care le-am utilizat, inclusiv scoarcerea sau metoda termică, deci sigur că nu mi-a permis să extrag măcar majoritatea compușilor. Din acest caz m-am gândit că nu ar fi corect să exprim în așa mod, dar de fapt voi știi. Nici într-un caz nu se poate exprima per litru, pentru că asta nu e sugestiv. Vă treceți acolo din feră de la un caz la altul. Vă mulțumesc mult, da. Deci, în concluzie, lipsește evidențiarea aportului personal și tare publicațiilor. Deci, la concluziile pentru fiecare capitol, deci acolo am menționat numărul de publicații, fie articole, fie participări la conferință, acolo le-am menționat. Am considerat că este suficient lucru dat, dar deci, mulțumesc pentru sugestie. Și, deci, da, într-adevăr, în rezumat, nu este lista publicațiilor pe categorii. Am vrut să
Introduc întreaga listă de publicații, dar simplu nu am mai avut spațiu și deja m-am descurcat cum am putut. Și da, vă mulțumesc foarte mult pentru analiză și pentru sugestii, care cu siguranță că vă vor fi de folos. Mulțumesc! Mulțumim! Așa, și următorul referent, doamna Caravagiu Valeria, doctor inginer, științe chimice, Institutul de Chimie Macromoleculară de Poli, Iași, România. Poftim. Mulțumesc, doamna președinte, domnilor academici, domnilor profesori. Vin de la Iași, vorbesc a treia după doctorandă, deci a patra. Deja s-au spus foarte multe lucruri în legătură cu această teză. Din start, eu nu am avut observații și comentarii negative asupra tezei, dar ce pot să vă spun este că mi-a făcut foarte mare plăcere privirea acestei teze, pentru că este cumva, în afară de faptul că toți suntem chimiști și obișnuiți cu sistemele redox, dar suntem și oameni care toată ziua aflăm despre modul în care radicalii liberi ne afectează într-un fel sau în altul sănătatea. Ce mi-a plăcut la această teză este faptul că, deși abordează un domeniu intens studiat în literatura de specialitate, și anume interacțiunile care au loc în sisteme antioxidante, rămâne un subiect de actualitate și prin modul în care tratează subiectul doctoranda, da? Asociază două noțiuni în această teză care aparent sunt contradictorii. Chimia, și știm cu toții care este percepția publică asupra chimiei, o activitate care este toxică, este poluantă, da? Cam asta se spune despre chimie. Cu valeologia, care este știință a vieții sănătoase. Și făcând această paralelă între ce poate pune pe masă chimia ca rezultate și ceea ce vine din conceptul valeologiei, de fapt, demonstrează încă o dată utilitatea chimiei, care trebuie să ne învețe să trăim sănătos. Și mi-a mai plăcut faptul că s-a insistat foarte mult asupra modului în care un complex natural care are un anumit echilibru între componente, are un anumit echilibru între concentrații ale unor componente multiple și cum acestea acționează în mod sinergic sau mai puțin antagonist atunci când ele sunt echilibrate în mod natural, dar pot să ducă la efecte total contrare atunci când nu avem grijă de aceste aspecte și dăm vina pe suplimentele alimentare și minimale, care de foarte multe ori sunt luate fără măsură și sunt și produse fără să aibă în spate un studiu extrem de detaliat pe care firmele și atitudinea comercială pe care o găsim peste tot în lumea noastră
duce la exagerări, iar omul de pe stradă, omul care nu cunoaște aceste aspecte, se lasă cumva păcălit de vorbe frumoase spuse despre diverse suplimente alimentare și care până la urmă se dovedesc a fi nocive. Și ce mi-a mai plăcut în această teză este că obiectivele pe care le-a avut pe linie științifică, teoretică, transversale, duse adânc în stabilirea unor aspecte profunde care vizează interacțiunile între componentele antioxidante, sunt cuplate cu este cuplată cu obiective duse pe orizontală, cu impact asupra modului în care aceste aspecte legate de alimentație, de medicamente, da, sunt după aceea duse în zona de educație. În zona de educație, ceea ce înseamnă că oamenii de mâine vor fi mai pregătiți să abordeze, să disemineze, să producă rezultate care vor fi benefice pentru întreaga populație, cu efecte asupra preparatelor farmacologice, a industriei farma, poate. Poate. Industria farma rămâne o industrie comercială puternic, dar poate o va influența puternic. Poate a industriei cosmetice, pentru că și acolo rezultatele obținute în această teză pe produse similare sau pe produse, alte produse de același tip cu efect antioxidant sunt utilizate în cosmetice, deci și acolo. Și categoric asupra industriei alimentare, îndemnându-ne pe toți să mâncăm sănătos, să mâncăm ceea ce mama natură produce, să nu ne socotim Dumnezeu și mai deștepți decât ceea ce natura a învățat să facă și să facă bun milioane de ani și noi să ne hotărâm dintr-o dată că suntem mai bun decât natura. Aș reveni asupra aspectelor de noutate pe care le aduce. Acum le-am punctat și în această descriere. Ce pot să vă spun este că tesa mi s-a părut o tesă abordată cu disciplină științifică. Este clar prezentată. Concluziile au la bază argumente obținute prin metode multiple, unor complementare, uneori doar pentru certificare. Prezentarea de astăzi mi-a plăcut, deci teza îndeplinește condiții pentru susținere publică. Prezentarea de astăzi m-a convins că tânăra dumneavoastră colegă deja știe ce face, știe ce vrea, știe cum vrea și că veți avea un nădejde în grup, dacă vă dorește să rămână. Categoric sunt de acord cu numai cu susținerea publică, dar și cu abordarea titlului. Felicitări, domnului profesor, conducătorul de doctorat, comisiei de îndrumare și mult succes! Eu vă mulțumesc foarte mult!
În primul rând, pentru efortul pe care l-ați făcut, ați venit aici la noi. Mare. Și, într-adevăr, mă bucur foarte mult că ați menționat toate aceste remarci pe care le-ați făcut, pentru că, într-adevăr, ideea așa mai subtilă a lucrării, într-adevăr, aceasta a fost. Și eu am prezentat rezultatele cumva așa repede să reușesc, dar dumneavoastră ați făcut așa o concluzie de care aveam nevoie. Vă mulțumesc foarte mult! Eu mi-am permis să fac aceste observații pentru că sunt doar evaluatorul tezei. Când ești în inima lucrurilor, da, nu exact. E periculos pentru că sunt comentarii care exact. Pot să aducă critici din partea unor industrii puternice, din partea unor atitudini care au rămas tributare unui anumit mod de a gândi. Da? Așa încât eu am înțeles că le-ai punctat cu prudență, dar nu vă cum mă reproce că le-am mulțumesc. Așa, și acum deschidem etapa dezbaterilor științifice. Deci, în această teză, în timp de 6 ani, s-au făcut probabil sute și sute de experimente. Teza este destul de actuală din cauza că s-au reieșit din faptul că dumneavoastră ați studiat anume concentrația, activitatea diferitor antioxidanți și anume structuri de poamă. Noi, Moldova, deci, suntem vestiți, noi obținem medalii la diferite expoziții și, în acest sens, deci, studiul acestui obiect deci, este de o mare importanță și este destul de actual, fiindcă noi știm că antioxidanții interacționează cu radicalii liberi. Dacă asta este un produs alimentar, la fel are importanță sau dacă asta este în organismul uman. La fel este de o mare importanță. Deci, vreau să zic că scopul a fost bine determinat în lucrare și, ieșind din scopul acesta, ai realizat, ai planificat și obiectivele. Ți-ai planificat așa ca pentru fiecare capitol să ai un obiectiv. Deci, investigația bibliografică conține undeva 200 și câte 265 de referințe bibliografice. 69. Deci și referințele bibliografice am văzut că sunt diferite și mai clasice și din ultimii ani, deci ai studiat foarte multă literatură, ai făcut comparații a rezultatelor tale cu rezultatele din literatură. Și aceasta este foarte bine, deci primul capitol, în al doilea capitol, deci ai prezentat metodele și foarte detaliat, ai explicat utilizarea acestor metode. Deci un capitolul 2 cu privire la materiale și metode mi-a plăcut foarte mult, ai explicat cum determini activitățile antioxidante, cum determini concentrațiile, care sunt metodele
Și cele mai importante capitole sunt capitolul 3, 4 și 5, da? Eu cred că cel mai mult ai lucrat în capitolul 3 și capitolul 4. Aici experimentul a fost de ajuns. Deci, teza elaborată de doamna Vicol Crina este foarte un caracter de noutate a cercetărilor, deoarece dumneavoastră pentru prima dată studiați interacțiunile antioxidante din struguri, interacțiunile antioxidante. Aceasta este ideea domnului academician Duca, care el foarte de mult se ocupă cu antioxidanții, cu acetul de hidroxifumare, iată și doamna Natalia. Da, Natalia Sicară la fel, deci a devenit de această temă. Deoarece, într-adevăr, este o temă interesantă și o temă care de mult preocupă pe academicianul Gheorghe Duca și pe noi în același timp. Și în cazul acesta vreau să zic că, dar interacțiunile antioxidante între diferiți polifenoli sau compuși fenolici și acizi organici nu au fost studiate, deci este la fel o noutate. Și aș vrea să zic că teza a fost scrisă, iată, da, aici am scris că 268 de referințe bibliografice. Deci teza este scrisă cu un stil foarte clar, structura este logică, textul e expus foarte bine, are un caracter sistematic, s-a organizat bine acest text care tu l-ai pus și, în concluzie, vreau să spun că, într-adevăr, teza care a fost elaborată de Vicol Crina este o teză cu importanță atât teoretică cât și practică și îndeplinește pe deplin condițiile pentru susținerea publică și pentru acordarea titlului de doctor în chimie la specialitatea 145.01, chimie ecologică. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru apreciere. Într-adevăr, s-a depus o muncă foarte mare, sunt foarte multe date experimentale. Multe nu au fost incluse în teză, cum cred că fac și mulți alți doctoranți. Am lucrat foarte mult cu literatura de specialitate, deci toate cele surse citate, da, deci, nu doar citate, deci într-adevăr eu am lucrat cu aceste capitole de carte sau articole. Vă mulțumesc că ați menționat asta și încă o dată mulțumesc pentru apreciere. Așa, cine mai dorește să ia cuvântul dezbatere științifice, poftim din sală. Vă oferim cuvântul. Eu vreau să spun doar câteva cuvinte, poate mai puțin despre teză, mai mult despre Crina. De ce, de când este la noi colaborator de chimie fizică și cuantică, a dat dovadă de sârguință, responsabilitate, într-adevăr, teza este un rezultat foarte frumos al ei și s-a văzut implicarea ei la toate etapele și inclusiv culesul strugurilor, pregătirea probelor, analizele. Cu atât mai mult, aceste studii vor avea și continuitate, deoarece Crina, cu grupa RMN, au inițiat niște cercetări, poate rezultatele nu au fost aici de plin prezentate sau încă urmează să fie obținute. Și grupul teoretic, de asemenea, a folosit multe din datele Crinei în studii computaționale și cred că și vor continua. Crina, felicitări cu această frumoasă sărbătoare, eveniment și la noi în laborator această este o sărbătoare. Sperăm că doctoranții care se formează la noi vor rămâne în laborator și nu vor prinde aripi să plece și, mă rog, spre mai mari aspirații. Succes în continuare, toate cărâmurile și la noi. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru susținere, pentru încurajare.
care mi-ați oferit-o pe parcursul la întregii perioade de doctorat și în special în momentele de mai recente. Da, vă mulțumesc pentru tot și pentru cuvintele frumoase. Mulțumim mult! Așa, și în sfârșit îi oferim producătorului științii PIC, domnului academician Gheorghe Duca, doctor cu abilitate în științe chimice, profesor universitar. Mulțumesc, doamna profesor, vreau să răspund în cei 50 de ani de activitate științei care veniți. Am trecut prin multe, multe, deci susțineri și ele erau, aveau, deci reglementate erau diferite. Și de fiecare dată, conducătorul științific, ba la început, ba la sfârșit, ba în general, nu zicem cuvântul, dar spune, Doamne ferește, era spus acolo, Doamne ferește să vorbești despre știință. Și eu cred că acolo unde era Doamne ferește, dacă ai să vorbești despre știință, pentru că dacă conducătorul științific începe să caracterizeze lucrarea științifică, înseamnă că el repetă ceea ce a făcut doctoratul, da? Teza, dar susținerea se face pentru doctorantul, pentru că aici nici nu se observă. Poate pentru că o lucrare bună, asta este și un rezultat titanic a conducătorului. Dar nici nu se observă, pentru că pe noi interesează, astăzi interesează doctoranta. Ea trebuie să fie caracterizată, pe ea o înaintăm în comunitatea noastră de doctori științe și de ce eu cred că câteodată este corect, deci noi cu doamna Maria suntem, doamna profesor Gonza, suntem la NACEC în comisie de experți și de fiecare dată ne expun așa, nedumerire de foarte multe lucruri. Eu vreau să spun următoarele, că soarta Crinii a fost una norocoasă. Primul noroc a Crinii a fost acel că i-a absolvit Universitatea Academiei de Știință. Unde astăzi i-a arătat că Universitatea Academiei de Știință a fost o universitate foarte bună, cu specialiști foarte buni. Al doilea noroc al Ucrainei a fost repartizată la Institutul de Chimie. A lucrat în timp foarte scurt, sub conducerea doamnei profesor Aculina Recu. Ca să vorbesc despre al treilea noroc, vreau să spun că inițial, deci, aveam un post de doctorant, eu, și am convins o profesoară din școală, de la Presecina, da? Ca să vină la noi și să... pentru că eu aveam pe acum vreo trei doctori de acum știți, pregătiți în domeniul prevederii chimiei în școală cu elemente ecologice de protecție a mediului și așa mai departe. Dar, de obicei, dar nu așa, fetele, înțelegi, numai vor să înceapă și imediat nasc, sau fac lucrări și nasc, sau nasc, se duc și vin înapoi. Nu au să nască la fiind. Nu, da, 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 a născut și-a pierdut la și-a făcut o părere foarte bună. Și iată, eu vorbind despre acest noroc, ea a refuzat, și eu căutam o persoană pentru ca să pot să completez acest post. Dar la noi este totul anapoda. Pentru că nu noi facem regulamente, dar de fapt alții care, în general, idei n-au despre știință și niciodată n-au făcut știință. O temă de doctorat n-ai voie să o schimbi după ce a fost întâlnită din minister. Nu, asta cine poate așa să facă? Și dacă cercetarea ar fi un lucru conservativ foarte, și nu trebuie să o schimb, dar cercetarea aduce tot timpul lucruri noi și trebuie să schimbi. Reformele astea care se fac la nivel de stat, tot anapoda, dar noi schimbările le facem în deoarece conform, deci rezultatele cercetării. Și de doamna director, doamna Cărnicean, vă rog foarte mult, dacă se poate, că avem o absolventă a universității, e foarte bună, dacă puteți să o luați. Și eu zic, bine, dar era chimie ecologică, dar eu știu, era pedagogică mai mult de lucrare. Și iată, noi cu Crina am făcut tot ce e posibil, i-am îngulit pe toți și am arătat că noi putem să facem o teză bună chimie ecologică. Am discutat
gen. Și eu de acolo singur să procur, practic, probleme legate de antioxidant, probleme legate de sinergism, asta mai mă spune, a reieșit din discuții care nu le-a avut de parcursul. Și a ajuns la ceea că a făcut o teză de chimie ecologică. Și aici este foarte interesant că problema legată de antioxidanți, așa, de calitatea produselor alimentare. Am încercat noi să revin cu chimie ecologică. Dar cum să o revin cu chimie ecologică? Pentru că de fiecare dată noi am avut discuții foarte tensionate, apropo, odată cu Crina. Cum se lege chestia aceasta? Cum se lege produsul alimentar de chimie ecologică? Pentru noi chimie ecologică este o știință care se ocupă cu procese fizico-chimici, biochimici, din mediul ambient, care aduc la formarea unei compoziții chimice adecvate valorii biologice de abitare. Și aia abitare cu produsele alimentare. Și iată, n-am găsit. Am găsit, deci, soluția acestei idei. Doar, practic, noi avem nevoie să știm despre calitatea produselor alimentare. Și iată, cei ce a început să studieze Crina, noi am anexat, sau mai bine zis, am concentrat, ținte la noi a fost calitatea produselor. Deci, compoziția chimică, așa, a produselor alimentare, care a duce la o valoare adecvată de calitate a produselor alimentare. Chestia aceasta noi am dezvoltat și cu doamna profesor Bondășu, cu doamna Miamă Corepondiere de Siturță. Și atât noi am ajuns la chestia aceasta. Dar acolo era un cuvânt, era, și tot timpul el până ne deranja. Cu paleologia aceasta, și tot timpul el până ne deranja. Dar aici, eu cred că a explicat foarte bine doamna profesor. Deci, doamna profesor, doamna Carmagin. Într-adevăr, biologia este o știință a sănătății. Dar chimie este o știință a tuturor ce știm pe noi înconjoară. Nu numai a sănătății și a substanțelor bune pentru noi, dar și a poluanțelor. Și chimie ecologică pe noi am inventat-o, apoi ne-am gândit că ea putem să fie numai cât o legătură între starea mediului și organismului vii. Și iată aici noi am găsit așa o bună, deci, interpretare legată de educație. Și am dat, deci, la studenți și i-am elaborat o lecție legată de antioxidanți și produse alimentare, unde, deci, am promovat deci, această armonie, nu-i controversă, pentru că chimia asta nu este domeniul poluantă, nu este poluantă. Ea este o știință tuturor. Am spus de unde soții de ori despre jurnalistă, cei care a ajuns la concluzii, că pot să râză tot și încolo, dar îi zic chimie. Și iată, noi așa am ajuns și iată, ea a primit pe această lucrare și cu foarte multe componente fizico-chimice, foarte multe componente interesante în acele domenii. Eu aș vrea, din numele meu și din numele doamnei Crina, să aduc mulțumiri. Să aduc mulțumiri, în primul rând, de doamnei Valeria, profesor Valeria Carpace, care a manifestat această amabilitate și i-a dat voie ei ca ea să cerceteze împreună cu, deci, împreună cu doctorul Adrian Imperi să studieze radicali liberi. Pentru că, cum s-au menționat toți aici, au menționat că acolo sunt radicali liberi în procesul acesta. Și în altă timp vroiam ca să ceea, dar ea a plecat acolo și a folosit resuri deci, de la rezonanță electronică disprimă de la Institutul pentru Oameni și i-a obținut niște rezultate foarte interesante. Prima dată, apropo, ăsta s-a făcut. Eu aș vrea să-i mulțumim noi că prin Crina și domnul profesor Nicola Taran, unde ea, prin forgurile ialovenilor, vreo 3-4 ani de zile, am vrut pe acolo, s-a fotografiat cu Taran și cu toată lumea cei care lucrează la Institutul de Oenologie, dar a mers și a acceptat, că n-a fost așa ușor. Toată metoda aceasta de tratare
a calității, noi practic am preluat o parte și din, din proiectul ăsta. Eu nu vorbesc mult de doamnă președinte. E reglementat. Bine. Da, platforma aceasta sau metoda aceasta preluată și de la Cluj, de la doamna profesor Claudia Cipuiu, așa o metodă specială, deci o platformă a centrului. Și noi, ea practic a început să studieze compoziția chimică de la sol, apă, rădăcini, muguri, struguri verzi, struguri copți, frunze. Și am aflat mai aia, nu știu cum acolo noi discutam lucrul ăsta, dar am crezut că nu sunt mai bine de alimentație, dar da, în orice caz, mersi, doamne, nu pot să vedem, mi-a arătat unde a fost problema. Și pe viitor, cred că ați cont de aceasta. Și iată, eu vreau să vă spun că n-am ajuns la un bun sfârșit, pentru că nici timp nu este. Și acolo, pentru că domnul Taral a studiat deci, indicatorii de calitate a produselor de struguri, ea a studiat până la indicatorii de calitate a struguri, asta, a sucului și a vinului. Și eu cred că noi chestia aceasta ne-am gândit și viitor, cred că de acum ea merge singură și să o folosim pentru elaborarea unei metodologii noi care de prognozare a calității sucurilor și mai ales a vinurilor, știind acești indicatori sau aceste compoziție despre care am vorbit până acum. Noi, doamne, Claudiu Cipoi, încă o dată vreau să îi aducem puțin mulțumit, pentru că ea a fost foarte simpatică la început și acolo nu numai s-a folosit, dar stop flow, pentru toate reacțiile acestei antioxidante sunt foarte rapide. Este imposibil prin metodele de probă ca să le studiezi. Și iată, chestiunea aceasta i-a ajutat și ea, în principiu, este una din puținele doctoratele mele care a fost în multe, eu am fost peste tot, mă duceam, a fost în mai multe instituții, a preluat experiența, a folosit infrastructura, utilajul, a folosit experiența de discuție cu oamenii și deci, uite, a ajuns la așa o lucrare, eu consider, destul de bună și astăzi toți membrii comisiei au vorbit despre aceasta. Eu sunt de acord cu toți. Și vreau să mulțumesc și membrii comisiei care au muncit, au citit lucrarea și au ajuns la concluzii, observații și propuneri. Și propunerea principală care a fost făcută de toți membrii comisiei de a-i acorda doamnei Crina Vico titlul de doctor în științe chimice, specialitatea chimie ecologice și vă mulțumesc foarte mult pentru aceasta și îi aduc felicite, doamnă Crina. Pentru că a ajuns la ceea, prin unanim, toți au propus să se acorde titlul de doctor în științe chimice. Mulțumesc mult! Acum este momentul când eu pot spune mulțumire. La toți se răspund, dar conducătorul doamne este singurul. Da, dar ea... Da, nu vreau să vă răspund. Ea a trebuit. Nu, ea a trebuit. Deci, mulțumesc. Lasă să spui ceva. Pentru caracterizare, într-adevăr, a făcut o muncă deci, semnificativ împreună, da, am fost în multe deplasări și în mare parte datorită susținerii dumneavoastră și datorită, cumva, așa, încurajărilor. Deci, a fost o perioadă cu multe provocări, dar, deci, am putut să trecem și să ajungem până în momentul de față. Vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care mi-ați acordat-o și felicitări și dumneavoastră, este un succes și al dumneavoastră. Da, eu un moment am uitat spun, mi-a ieșit din cap, dar eu totuși îl mulțumesc. Ia că v-ați dat mine niște lucruri, poate, nu știu, de doamne să fie ele pozitive, dar le-a preluat elemente de management, ca și Natalia. Și s-a dus după Natalia la agenție de cercetare să ocupi cu administrare cu managementul cercetării. Eu cred că este un lucru bun. Da. Mulțumim mult. Vă doresc succes. Deci, iată, am terminat
cu referenții, cu conducătorul, cu toți. Și acum o să vă rog să ne lăsați, fiindcă în corespundere cu regulamentul instituțional, fiind organizarea și desfășurarea susținerii publice, membrii comisiei de doctorat trebuie să se retragă, să decidă asupra calificativului și atribuirea titlului. Și ședința comisiei doctorat a avut loc și iată procesul verbal numărul 2, care îl dau citire, îi dau citire. Deci, procesul verbal numărul 2 din 4 octombrie 2024 al ședinței comisiei de doctorat privind conferirea titlului de doctor și atribuirea calificativului tezei de doctorat. Deci, comisia de doctorat nu sumnesc, am numit-o odată, așa, deci a evaluat teza de doctorat în domeniul științei ale naturii, specialitatea 145.01, chimie ecologică, cu titlul Interacțiune antioxidante dintre unii compuși fenolici și acizi organici din struguri, contribuție la formarea ecobaleologică a tinerilor specialiști, elaborată de către doamna Vicol Prima. Deci comisia a constatat. Susținerea publică a fost organizată conform prevederilor regulamentare și a întrunit toate elementele stipulate în regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezilor de doctorat. Membrii comisiei de doctorat au evaluat teza cu titlul care este scris acolo așa și i-a atribuit calificativul excelent. Membrii comisiei de doctorat au votat conferirea titlului de doctor în științe chimice autorului tezei doamnei Vicol Crina după cum urmează pro 5 contra 0. În temeiul acestora, comisia de doctorat a decis a atribui calificativul excelent tezei de doctor în domeniul științei ale naturii, specialitatea 145.01, chimie ecologică, cu titlul Interacțiune antioxidante dintre unii compuși fenolici și acizi organici din struguri, contribuție la formarea ecobaleologică a tinerilor specialiști, elaborate de către doamna Vicol Crina. A conferit titlul de doctor în științe chimice doamnei Vicol Crina. Deci, felicitări! Doamna Vicol, succes în continuare! Să aveți acel entuziasm mare care l-ați avut până acum, să nu stați numai la NACD, dar să veniți și prin laborator, să continuați experimentul, fiindcă ați început o temă foarte interesantă și ar trebui în continuare să o prelungiți. Felicitări conducătorului, domnului academician Gheorghe Duca, și felicitări pentru laborator, pentru colegi și pentru toți. Acum, să oferim cuvântul ție. Mulțumesc! Deci, vreau în primul rând să mulțumesc domnului profesor, domnului academician, pentru, cum am mai spus, pentru susținere și nu doar, pentru, deci, acel risc pe care ne l-am asumat împreună, dacă aveți domnul profesor să ne aventurăm în acest domeniu, așa, relativ nou, pentru că antioxidanții s-au studiat, într-adevăr, dar interacțiunile antioxidante, deci, nu știau la ce să ne așteptăm. Și vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit această libertate de a alege ce mi-ar fi interesant să studiez. Acest lucru este foarte important pentru un tânăr care vine în cercetare, pentru această creativitate pe care vrem noi cu toții să o exprimăm. Așa că vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult membrilor comisiei de doctorat pentru analiza făcută, pentru sugestiile făcute.
Desigur că unele lucruri m-au pus pe gânduri și am înțeles unde mai sunt, unde mai este loc de lucrat, unde mai sunt lacune. Vă mulțumesc mult pentru asta. Mulțumesc membrilor Comisiei de Îndrumare pentru o analiză foarte riguroasă a lucrării. Deci, în urma acestei analize, lucrarea chiar s-a modificat foarte, foarte mult și s-a fost îmbunătățită foarte mult. Mulțumesc colegilor de la Institutul de Chimie, doamnei dr. Vrăniciuă și domnului dr. Barba, pentru că am lucrat împreună la Remini și am învățat o metodă nouă, am învățat, deci împreună cu ei am aflat, deci din punct de vedere științific, niște lucruri foarte interesante pentru mine. Mulțumesc colaboratorilor de la Institutul de Horticultură și Tehnologie Alimentare, deci domnului dr. Moraș, domnul dr. Habilitat Taran, alături de ei, 3 ani consecutivi am făcut acele analize în struguri, în vinuri, în... deci multe lucruri nu au fost raportate în teză, cum am menționat, dar ele au fost făcute alături de dumnealor. Mulțumesc colegilor de la Universitatea Pavel Bolei, alături de ei am făcut acele analize la Stop Flow, alături de ei am învățat această metodă interesantă, am făcut publicații împreună și desigur că mulțumesc colegilor de la Institutul de Chimie Macromoleculară de Proponim. Deci am avut o primire foarte călduroasă și o experiență atât de plăcută alături de domnul Fifele și doamna Sârghi. Deci dumneavoastră pur și simplu au lăsat toate lucrurile la o parte și 2 săptămâni ne-au concentrat pe experiment. Deci a fost cercetare și a fost plăcut și le mulțumesc tuturor, mulțumesc colegilor care m-au susținut tot acest timp, care au venit astăzi aici și mi-au acordat suportul lor. Mulțumesc încă o dată și fiindcă pe data de 5 mâine este ziua tuturor, multe succese, multă sănătate și